I've been in your world. Bună! Bună și ție! Ce faci? Ce faci? Uite, stau în parc. Oh, super, super! Tare activitate! V-am să te întreb, ți plac făcelarii? Nu prea? Pot să îți arăt ceva dacă nu-ți plac făcelarii? Dă-mi voie să te și aud. Îți plac tocelarii până la urmă? Acu' da. Prima și singura întrebare era dacă ție îți plac tocelarii. Dragule, aici trebuie să te refuz pentru că îți vezi bine. Oh, deci înseamnă că mă lași să te regima? Da, e pentru studiu de caz, ok? M-am gândit eu că tu ai microfonul acolo. Nu am microfon, e o șosetă, e o șosetă, serios. Da, e o șosetă. Care e microfonul? Sau las. Plec, trebuie să plec. Te iubesc foarte mult, să ai grijă de tine. Doamne ajută la doamne, ajută la doamne. Poți să spun o întrebare? Bun, eu fac un studiu de caz pe Pomegal. Și vreau să te întreb dacă ți-ți plac tocelari. Păi înseamnă că poți să-ți arăt ceva dacă sunt tocelari la prima vedere și îți plac? Da. Să-mi pun ăștia. E mai ușor să comunic. Mersi că m-ai ajutat la studiu de caz. Drăguțe. Da, s-a auzit ceva cu drăguță, dar nu prea am auzit tot. Doamne! Opa! Adevărat că doamne! Arată! Cam tot celălalt? Sigur? E ok? Da! Ok, atunci. Mersi, asta făceam pe Megal acum, întrebam fetele dacă le plac tocelarii și după BUM! Deci, dacă sunt tocelari, poți să arăgem? Ok, îți arăt dacă vrei tu. Vă plac tocelarii? Depinde cât tu-s de drăguț. Deci poți să vă arăt ceva? Da. Da. Ce-o zici? Am terminat. Ce faceți? Vă plac tocelarii? Să zicem. Wow, ai brațul mare. Ia-mi eu ce zici. Băi, e binișor, e mare. Faci sală? Îmi place. Iau ce se flexează cu antebrațul acolo și cu... Da. Adevărat. Wow. El acolo, era acolo.